Că și noi ne pregătim să gătim în studio, ce credeți? Mâncare, ceva bun, ceva drăguț. A venit Miruna Lica. Când zic ceva drăguț, mă refer și la tine. Da, mulțumesc. Bine. Ce drăguț ca de obicei. Scuze, astăzi pentru că este o zi magică, este Miruna Magilica. Magilica mi se pare că Agilica, fără frica, ce? Aveam eu o capră, scuze, aveam o capră când eram mică. Se spunea Ciucurina. Și Magilica m-a dus cu gândul la Ciucurina. Mă iertați, doar la nume mă refer. Hai da, să vedem ce gătește. Nu contează. Nu sună bine? Ba da, sună foarte bine. Magilica. Da, Magilica. Ce a adus cu tine, Magilica? Am adus niște sparanghel. Da. Că tot este sezonul. Și o să facem astăzi niște o salată caldă așa de paste cu sparanghel, cu roșii uscate, foarte fresh, așa se poate mânca și rece și caldă. E se poate spune că e o rețetă internațională, nu? Da, e mediteraneană, să zicem. O să începem prin a curăța. Putem adică să zicem că e mediteraneană. Da, adică de la adică a făcut așa un fel de marul, nu e neapărat mediteraneană. V-a făcut platoaș? Nu obișnuiți să denumiți sparanghelă, nu? Că poți să denumi sparanghelul Mihail, sparanghelul Luca. Aolo, Doamne, șurubelație. Deci este... E în formă șurubelație, aveți grijă. Băi, te să dăm drumul... Vezi că concurezi cu Bogdan la glumele bune. Vezi că noi te să ținem ștacheta sus cu glumele astea, da? Medioc. Sunt glumele medii, sunt numai ale noastre. Deci, stai sparanghelul... Sparanghel Iordănescu, gata, am încercat și eu. Așa, zile, Miruna. Sparanghel Iordănescu. Da, da, da. Așa. Cu păsa cum îi cheamă, că nu mai știu, în fine, sparanghel, domnul sparanghel. În primul rând trebuie să curățăm sparanghelul, știți cum se curăță, nu? No. Aplicăm așa presiune în ambele părți, dar nu foarte, foarte mare și lăsăm să se... De unde se rupe el, cum rupă. Ar veni, nu? Da, și practic de unde se rupe el, asta e partea pe care noi o să o folosim astăzi. Și asta e partea mai lemnoasă, pe care nu o să o folosim astăzi, dar cei de acasă, eu vă sfătuiesc să le păstrați, eventual să le congelați. Faceți o supă. Exact, și la un moment dat când aveți mai multe, uite, vezi? Faceți o supă cremă cu ele. Bine. Nu le aruncăm, că Miruna, e păcat. Da. Te lăsăm să rupi sparanghelul. Mi-e foame, de fapt, sincer. Da. Simt că mi-e foame. Ce face Miruna? Tragem la tigaie, o să punem acum imediat pastele la fiert. Și până atunci tragem la tigaie roșii uscate. Roșii uscate conservate în ulei. Din acest motiv... Vezi că te place la tigaie? Eu am văzut-o. Când trage la tigaie, am văzut-o cum trage la tigaie. Continuăm, vedeți că toată emisiunea suntem. Azi murim de râs, azi murim de râs. Năsuși nici maxim. Se pune ulei peste roșiile deshidratate. Am pus peste roșiile, da, peste roșiile deshidratate. Deci, practic, hidratăm roșiile deshidratate. Din nou. Deci, așa, și ce faci cu sparanghelul Saligny? Îl trag... Îl trag la tigaie și pe el. Dar după ce am pus puțin ulei din, de la roșiile deshidratate, care erau hidratate în ulei, pun și niște unt în tigaie. Da. Și apoi o să pun și măcar tu, sparanghel. Încerc, e foarte greu să știi, dar chiar eu încerc, știi? Sunt doar mânerele sau... Nu, mânerele sunt puse deoparte. Astea sunt tigele alea pe care le-am rupt, alea bune, gen. Alea bunele, crema. Și le tragem și pe astea la tigaie. Punem și pastele la fiert. Și după ce o să fiarbă pastele, le scoatem, turnăm peste ele roșiile uscate și sparanghelul tras la tigaie, radem puțină coajă de lămâie proaspătă, punem și puțină zeamă de lămâie și puțin parmezan dat pe răzătoare. Și la final, punem și niște pătrunjel așa, deci... proaspăt tocat, exact așa, scoți așa. Nu, trebuie să găsești altă mișcare. Nu mai merge asta. Sincer, uite, poți să arunci așa. Poți să iei să pui așa. Așa, da. Fac așa, ne frum. Faci pastele al dente sau? Al dente, evident. Du-te, mă, da, ești cu evident. Tărmă, stai cu minte, Adela, nu te... Că te frici. Nici nu merge altfel, cum adică, ce e asta? Nu există altfel de paste decât al dente, ar zice italienii. Da, vrei să zic ceva... Că nu știi ce înseamnă. Umilitor pentru mine. Nu, nu, nu spune. Îmi pare rău, dar astăzi e adevărul, adică... Îți plac pastele fierte așa pleșcăit? Da. Pastele flește. Îmi pare rău. Și mie îmi place. Și mie la fel îmi place. Știi câte lume o să te judece acum? Și mie la fel îmi place. Păi da, bine, lasă-mă că tu bei vinul roșu cu suc. Cu cola. Asta, aici nici eu nu-s de acord. Aici nu sunt de acord nici eu să strici un vin cu, adică să strici sucul, sunt povești diferite, te rog frumos. Sunt șefi care se supără și dacă pui parmezan peste pastele lor, că le cumva le strici gustul. Da. Ca să nu mai vorbim de sos de roșii peste pizza. Nu e bine nici asta? Dar sunt gospodine care se supără că pui smântână peste sarmalele lor, că iarăși eu sarmale mănânc doar cu smântână multă. Eu și eu la fel. Și ciorba o mănânc doar cu smântână. Și eu la fel. Dar tu mănânci ciorbă de smântână, nu? Și cu ardei iute. Da, adică n-aș avea o problemă să fie efectiv o ciorbă de smântână. N-ai avea o problemă. Na, deloc. Da. Dar există, știi, ciorba aia de salată? Unde e practic ciorbă cu smântână și niște frunze, că oricum poate salată n-are niciun gust.
dacă tot da, uniformă. Da, facem. Fiți atunci ce vreau să fac o magie, vreau să aveți foarte mare atenție. Știți... Dacă dispare mâncarea... Asta o exersez zilnic. Hai, știți Adela. Cum... Nu. Știți cum spune Andrei Duban Bancuri? Da. Bine. Originalul cum ar veni, bine, da? Noi cum le spunem? Nu așa bine. Gândiți-vă prost puțin la chestia asta și veți înțelege ce urmează. Și da, adică am înțeles. Miruna. Da, am înțeles. Nu mai din pe Spalanghel, că eu nici nu am înțeles, nu știu. Cu e soția Spalanghelului acum, e Spalanghelina Jolie. Spalanghelina. Mamă, nu se mai teme, ești un izvor nesecat. Sunt pe val, e clar. Bun. Așa. Deci noi tot acolo, cât trebuie să stăm cu el, cu el în tigaia? Păi nu foarte mult. Băi, arde ceva aici. Stai. Deci Ruben fiind deștept? De ce? Gata, asta a făcut mai mic. Dar de ce ai pus tu mâna pe ăla? Pentru că foarte inteligent. Nu am... Aici, în zona asta, lipsește ceva. Da, spune-ne, deci cât stăm cu el în tigaie? Nu foarte mult, aproximativ 10 minute, așa, până se călesc ușor. Vrem să rămână sparanghelul crocant, că nu ne place cum îți plac ție pastele. Deci, spanghelul crocant, pastele al dente, exact. Să se audă când mâncăm. Da, clar, să fie crunchy așa, să fie fresh. Dar știi ce nu înțeleg din toată nebunia asta? Ce facem cu ceapa? Cu ceapa? Ceapa o să o punem la final, n-o călim, că vrem să rămână... Ceapa. Da, e tăiat aici, o să o punem la final după ce amestecăm toate ingredientele în bol. Punem și niște piper, da, și niște sare, dar nu foarte multă sare, pentru că avem deja parmezanul și roșiile uscate, sunt deja sărate astea conservate în ulei. Am înțeles. Gata. Deci nu exagerăm cu sarea. Păi și Rubel, nu e atât de greu să gătești. Trebuie doar să iei foarte multe ingrediente și să le pui într-o ordine strictă. Sunt doar 20 sau 25 de pași. La o temperatură foarte strictă. Da, și în principiu și să nu pui mâna pe oala încinsă. Asta ar fi un prim pas. Da, asta ar fi o regulă utilă. Da. Bun. E fix locul unde nu-mi fierbe mie oala. Exact. Fix acolo m-am băgat. Da. Miruna, tu ai avut un moment magic în viața așa, un moment pe care nu poți să-l explici altfel decât prin magie? În afară de momentele astea în care mi-amintesc în facultate, că știu că zicea Bogdan mai devreme, rămâneam fără bani și mi se întâmpla să găsesc fix în ziua aia niște bani într-o geacă sau într-o geantă, pot să zic că am avut așa niște momente din astea magice până acum, dar nu e timpul pierdut, că e abia fac 30 de ani. E magic ce ne-ai făcut tu astăzi aici. Ce v-am făcut eu astăzi este 100% așa magic. Așa unde l-am început, ia uite și... Ați venit la masă, copii? Da. De ce rețetă avem? Deci avem o rețetă de o salată de paste caldă, cu roșii uscate, sparanghel, parmezan. Mulțumesc! Am pus și niște zeamă de lămâie și coaja de la lămâie. Și niște parmezan. E super simplu de făcut, iar sparanghelul e păcat să nu-l mâncăm acum cât este în sezon. Vezi, e super crunchy, așa. Deci acum chiar este momentul să facem toate rețetele cu sparanghel din lume. Se poate mânca rece? Da, cu siguranță. Pentru că am pus uleiul de la roșiile uscate și atunci pastele sunt acoperite de ulei și nu o să se... cum să zic eu, da, să se închege, da, cum da, se da. Întâmplă la pastele care au sos, nu știu, roșu. Dar putem folosi în loc de roșii uscate, roșii proaspete? Da, cu siguranță. Oricum, în ceea ce privește ingredientele, ne putem juca super mult. Adică putem să adăugăm, de exemplu, și măsline sau capere sau usturoi. Sau putem să scoatem parmezanul dacă vrem să avem un preparat care să nu aibă ouă, lapte, să fie vegetarian, vegan chiar. Este fresh. Da, super bun. Da, este cuvântul. Super fresh, nu? Este super fresh. Îți mulțumim foarte mult, Miruna Magilica. Magilica, ce bun. Așa să-ți rămână numele. Așa trebuie să-ți rămână pentru zilele noastre de magie. Și te mai așteptăm. Te pupăm, mulțumim. Îți mulțumim mult, Miruna. Poftă mare să aveți. Mulțumim. Noi mâncăm.